SCS Comehedinți, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a județului Mehedinți, a accesat un contract de finanțare de aproximativ 50 de milioane de euro. Astfel, astăzi a avut loc o conferință de lansare, în cadrul căreia au fost prezentate echipamentele achiziționate în prezența autorităților locale și județene. SCS Comehedinți este operatorul regional pentru județul nostru, având un număr de aproximativ 130.000 de consumatori. Compania are licența clasa a doua pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, astăzi a avut loc conferința referitoare la contract de furnizare, echipamente și utilaje tehnologice și dotări de laborator menite să vină în sprijin. Noi suntem reprezentanții, consultanții de management, asigurăm asistență pentru operatorul SECOM, operatorul regional din județul Mehedinți, în relația cu finanțatorul, adică pentru o imagine generală încercăm să asigurăm tot ce înseamnă partea birocratică al dosarelor de rambursare, deci al finanțării proiectului. Avem și alte activități accesorii, noi ca și consultanți, pentru cum e și master planul, cum este și supervizarea, deci asigurăm asistența aceasta pentru operatorul SECOM pentru implementarea acestui proiect. Totodată au fost discutate investițiile la nivelul fiecărui UAT. Reprezentanții SECOM, alături de autoritățile locale și cele județene, au mers în teren la stația de tratare a apei pentru a vedea aparatura achiziționată în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți în perioada 2014-2020. Prin programul operațional COIM, am reușit să achiziționăm niște utilaje. Ne-ar trebui mai multe, dar asta am reușit pentru că tot timpul din valoarea proiectului achiziția de echipamente e limitată la un procent. Am plecat cu utilajele acestei fazi. Din 2009 nu s-au mai achiziționat utilaje atât de multe și atât de importante pentru SECOM. O parte au fost livrate, contractele sunt în desfășurare, sunt trei contracte. Știi ce mă interesează, că ești domnul președinte? Știu că am comandat un laborator de detectare a furturilor. Îl avem pe ăla? Ia, haide să-l vedem și noi. Au fost achiziționate echipamente atât pentru întreținerea rețelei de apă, canalizare, echipamente și dotări pentru laboratoare, dar și autovehicule speciale. Avem un relator, tot generația nouă, care se montează. Furturile, cum gestionăm? Sau cum le avem așa? Avem camere de inspecție video. Da. În cazul în care pe un branșament, se spune că ar fi un teu sau orice mijloc de ocolire al acelui branșament, se introduce camera de inspecție video, se vede ca la televizor și deja am depistat câteva. L-ați folosit, nu? Da, l-am folosit. Avem după aceea, deci asta este camera de inspecție video pentru furturi, ca să zicem așa. Da? După aceea avem aparate georadarul care încă nu l-am băgat în funcțiune, care se presupune că ar depista branșamentele clandestine care nu sunt pe același traseu. Dar ia spuneți-mă, depinde de conductă, ce fel de conductă, dacă e de plastic, dacă e de cupru. Plasticul e cea mai mare problemă a tuturor operatorilor. Și o reușim să detectăm și cu plastic? Da, zic că face treaba și treaba asta și pe plastic. Proiectul este unul amplu, se desfășoară pe raza a 10 UAT-uri din județul nostru, unde SECOM SA asigură furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a fost mereu alături de cetățeni și a dorit să le creeze cele mai bune condiții de trai. Iar totodată, prin achiziționarea acestor echipamente, vor fi salvate sume importante de bani pe care municipalitatea îi pierdea. Vorbim aici de trei aspecte ale acestui proiect european de peste 50 de milioane de euro. O parte îl reprezintă extinderea rețelei de apă și canalizare în 10 unități administrative, deci Turnul Severin și încă 10 comune din județ. Cea mai mare parte din bani merg pe reabilitare, canalizare, extindere rețea de apă, inclusiv priza de apă din Dunăre, 6 km de rețea vor fi noi, totul va fi nou. Acesta este un aspect. Un al doilea aspect foarte important este cel legat, cum spunea și dumneavoastră, de posibilitatea de a detecta furturile și pierderile din rețea. Nu numai noi, în întreaga țară este această problemă a furturilor, este această problemă a pierderilor de apă, sunt rețele vechi, rețele nemodernizate și oricând pot apărea astfel de pierderi. Laboratorul din spatele meu ne ajută enorm de mult în a găsi și a rezolva aceste probleme. Dacă e să vorbim în cifre, cred că
milioane de lei pe care îi vom economisi în anii viitori doar din folosirea cu responsabilitatea acestui laborator. În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Mehedinți este beneficiar, având de asemenea o cotă de cofinanțare de 2.100.000 de lei. Laboratorul județean SECOM implementează prin programul operațional Infrastructură Mare pe exercițiul financiar 2014-2020, implementează în județul Mehedinți un proiect foarte important cu o valoare de 50 de milioane de euro. Iar Consiliul Județean Mehedinți, ca urmare a legislației în vigoare, este beneficiar al acestui proiect pentru suma de 19 milioane și jumătate de euro plus TVA. Mă bucur să constat că proiectul a început să fie implementat, că au fost achiziționate în valoare de 2 milioane de euro echipamente și utilaje. Astăzi am văzut mare parte din acestea, dar trebuie să ținem cont de faptul că și laboratorul de analiză a apei potabile și laboratorul de analiză a apei uzate au fost retehnologizate și acesta este un lucru bun, așa cum spunea și directorul operatorului județean, de mult timp nu s-au mai făcut astfel de investiții. Am constatat că într-adevăr au cumpărat utilaje de care era mare nevoie pentru intervenția în situațiile în care sunt probleme la rețeaua de canalizare, au cumpărat acest laborator pentru a face analiza apei atunci când avem accidente, cum s-a întâmplat recent pe cursul fluviului Dunărea, și de asemenea aceste echipamente care depistează pierderi din rețea, care din păcate sunt semnificative, sau care depistează furturi, și astfel încât poate deveni mai eficientă din punct de vedere economic SECOM-ul. Consiliul Județean Mehedinți în permanență a sprijinit astfel de proiecte. La acest proiect, așa cum spuneam, suntem beneficiari și avem și o cotă de cofinanțare de cel puțin 2.100.000 de lei. În cadrul proiectului se vor realiza reabilitarea conductei de aducțiune a apei potabile a municipiului Drobeta Turnul Severin 6 km, extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă 62 de km, înlocuirea peste 6.000 de apometri electronici de ultimă generație, modernizarea prin achiziție de echipamente a laboratoarelor de apă potabilă și apă uzată. Reprezentanții SECOM susțin faptul că pierderile vor fi diminuate odată cu achiziționarea acestor echipamente noi. SECOM are 6% cofinanțare, restul cofinanțării asigurate din bugetul de stat și 2% Consiliul Județean și OAT-urile beneficiare. Este cuantumul pierderilor la ora actuală și la cât credeți că veți reuși să le reduceți odată cu achiziționarea acestor aparaturi? Cuantumul pierderilor actuale e undeva la 35% la nivelul operatorului de apă. Nu stăm foarte rău față de alți operatori. Acum câțiva ani, când am început să lucrăm pe zona asta de pierderi, era undeva la 50% procentul de pierderi. Se vor diminua? Se vor diminua. De acum încolo intervine partea grea. Fiecare procent se realizează din ce în ce mai greu. O medie națională a operatorilor de apă e de 40%. Deci noi încă stăm bine față de alți operatori, dar tindem să fie cât mai bine. SECSECOM SA asigură servicii de calitate, desfășurând o activitate care continuă o tradiție de mai bine de 100 de ani de distribuție a apei, primele lucrări de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat, demarând în anul 1910.